A fost, sincer, și un pic atipic, pentru că din ce cursul devine mai popular, cumva devine, se diversifică din ce în ce mai mult și paleta de cursanți, că și domeniul capătă din ce în ce mai multă amploare și popularitate. Și vin din tot soiul de domenii la care nu m-am așteptat vreodată, de pildă din domenii din astea industriale, foarte mulți care vând B2B sau oameni care vând, da, care vând angro către alți distribuitori și sunt tot soiul de provocări noi de fiecare dată. La început erau în primul rând foarte temători, mai ales interfețele astea de la Google Ads și Facebook Ads par destul de complicate și deși oamenii vin cu mult entuziasm la început și au încredere că le va fi ușor, e la un moment dat un prag în care se sperie și e foarte fain să vezi că au depășit zona asta, că au înțeles lucrurile de bază și că acum pot ei să seteze campanii, pot să înțeleagă mai bine ce fac specialiștii care lucrează pe conturile lor și pot ei să promoveze diverse produse, servicii. De foarte multe ori învăț și eu din experiențele lor, mai ales la cursul de marketing online pentru avansați, unde vin chiar specialiști care asta fac. De foarte multe ori ne povestesc de câte un tool pe care nici nu l-am folosit sau povestesc câte un insight care s-a aplicat pe o anumită campanie. E foarte ok. E ediția de vară, așa că vreau să ieșim un pic din peisaj și din zona asta de sală de clasă și o să vreau ca cel puțin de două ori să mergem așa pe teren, să mergem în agenție, să vedem cum se lucrează acolo, o să interacționeze și cu colegii mei din agenție ca să fie cumva experiența cea 360. Iar în afară de asta am pregătit mai mult Instagram, pentru că într-adevăr a crescut foarte mult domeniul și deja au început să se facă chiar conversii, de pildă în e-commerce din Instagram, adică oamenii chiar cumpără de pe Instagram, sunt foarte influențați în comportamentul lor și de asemenea o să avem mai mult YouTube. Eu mi-am făcut un to-do list foarte bogat după cursul ăsta, dar în principiu ce mi-a plăcut mie foarte mult e partea de Facebook Ads, eram într-o cu totul altă poveste și cu totul alt film. Partea de content, ce mi-a plăcut iarăși foarte mult au fost invitații care au venit la curs, au dus plus valoare, clar. Totul meu este foarte bogat și se aplică zi de zi și de fiecare dată când părăsesc cursurile le pun în practică pe magazinul online pe care l-am. E genial. E genială pentru că are o abordare foarte practică și e foarte mult focusată pe unul la unul. Partea de exerciții îmi place mie foarte mult pentru că acolo nu e ca la facultate cu toată menționată din aur. Nu prea poți să dai skip, adică ești aici și te vede și interacționezi și poți să-i ceri feedback și e foarte prezentă și vrea să vadă că există rezultate. Foarte multe strategii de social media, foarte multe lucruri pe care să le faci în ziua de astăzi pentru campaniile anumitor firme sau către ce trend s-a îndreptat mai mult acum social media și marketingul. Că e altceva când vedem de la niște oameni care chiar fac asta. Una e să o vezi la televizor și una e să o vezi la oameni care fac asta și să-ți explice, să vezi modul lor natural de a o spune. Și e altceva. Aș alege și cursul de social media, că se leagă oarecum cu cel de marketing. Știu despre curs, cunosc oameni care au făcut cursul și mi-au spus foarte multe lucruri bune despre profesoara care predă cursul de social media și mi s-a părut foarte interesant, însă cursul în sine și ce am de învățat de acolo, asta mi-a interesat de cel mai mult.